Nu se duc la o nouă lecție de fizică, tema lecției de astăzi, tensiunea electrică. La una din lecțiile precedente am vorbit despre procesele de electrizare, despre cum putem trece un corp din stare neutră în stare electrizată. De asemenea, am discutat despre faptul că corpurile electrizate interacționează, și anume cele încărcate cu sarcini electrice de același nume, pozitiv sau negativ, se deschid, și invers, cele încărcate cu sarcini electrice din diferit se atrag. Pe final am formulat și o concluzie că asupra bilelor care interacționează, acționează forțe și că în spațiul în jurul unui corp încărcat electric există câmp electric, câmpul electric are proprietatea de a acționa asupra forțelor electrizate, iar forța cu care câmpul electric acționează asupra forțelor încărcate cu sarcini electrice se numește forță electrică. De asemenea, am vizualizat cu dumneavoastră în laboratorul virtual PET că acea funcție de a menține, de a crea și de a menține un câmp electric unde primește o sursă de curent, cum ar fi o baterie, care prin câmpul electric care îl creează, pune în mișcare ordonată acei electroni care se mișcă liber în conductoare metalice. Practic, câmpul electric poate fi menținut un timp nelungat cu ajutorul unor dispozitive speciale numite surse de curent electric. Există diferite surse de curent electric. Comun pentru toate este faptul că în fiecare sursă se efectuează un lucru de separare a sarcinii. Sarcinile separate se acumulează la pol, prin urmare fiecare sursă de curent electric are doi poli, unul pozitiv și unul negativ. În imagine aveți câteva tipuri de surse de curent, cum ar fi baterie, panouri solare, hidrogenerator. Deci sursele de curent, creând un câmp electric, care la rândul lui acționează cu o forță asupra particulelor încărcate, punându-le într-o mișcare ordonată, efectuează un lucru. Lucrul forțelor electrice la deplasare orientată a sarcinilor electrice se numește lucru câmpului electric. Lucrul câmpului electric este caracterizat de o mărire fizică numită tensiune electrică. Prin definiție, tensiunea electrică este mărirea fizică ce exprimă lucrul câmpului electric la transportul unui sarcini de un culon între două puncte ale câmpului. Tensiunea electrică se notează cu simbolul U. Din definiție rezultă că tensiunea poate fi calculată raportând lucrul câmpului electric L la sarcina electrică Q. Deci expresia matematică, U este egal cu L supra lui Q, expresia numărul 1. Deci unitatea de măsură a tensiunii electrice este volt. Definiție. Un volt este tensiunea electrică dintre două puncte ale câmpului pentru care la transportarea sarcinii din un culon se efectuează un lucru de un joule. Deci un volt este egal cu raportul dintre un joule către un culon. Termenul volt provine de la numele savantului italian Volta, care a studiat fenomenele electrice. Formulei pentru tensiunea electrică îi putem construi triunghiul de memorizare, prin care putem exprima celelalte două mări. De exemplu, lucrul câmpului electric va fi egal cu produsul dintre cantitatea de sarcină și valoarea tensiunii, sau cantitatea de sarcină este egală cu raportul dintre lucrul câmpului electric și tensiunii, expresiile numărul 2 și 3. Alexandru Volta, ilustru fizician italian, este autorul descoperirii efectului ce îi poartă numele din anul 1796. La baza acestei descoperiri a fost pusă o idee preluată de la concetățeanul său Galvani, medic de specialitate, care a observat pentru prima dată că în timpul descărcării mașinii electrice are loc contracția mușchilor la groază. Volta a demonstrat experimental că acest efect este cauzat de faptul că cele două metale de natură diferită se uneau prin lichidul pe care îl conțineau mușchii. Folosind două metale de natură diferită, Volta le-a introdus într-o soluție diluată de acid, inventând astfel primul element galvanic, în 1799. Această invenție se compară pe bună dreptate cu invenția reactorului nuclear, care a fost pus în funcție la 2 decembrie 1942 la Chicago, SUA.
Tensiunea electrică se măsoară cu voltmetru. În schemele electrice, semnul convențional al voltmetrului este un cerculeț în care se scrie litera V. Pe imagine aveți câteva tipuri de voltmetre, voltmetre cu scară, voltmetre digitale. În cazul dacă se vorbă de un multimetru care poate măsura atât intensitatea curentului cât și tensiunea. Iar pentru a folosi un voltmetru cu scară și pentru a putea citi corect indicațiile de pe el, trebuie să respectăm aceleași reguli ca și în cazul amperometrului. Deci trebuie să determinăm valoarea unei diviziuni. De exemplu, pentru voltmetru din partea stângă. Vom alege două linii în dreptul cărora este scrisă valoarea numerică. U1 este egal cu 0V, U2 este egal cu 2V. Vom număra câte diviziuni se conțin între 0 și 2. Este vorba despre 10 diviziuni. Iar valoarea unei diviziuni o vom nota prin U0 și este egal cu U2 minus U1 împărțim la 2. Deci, o diviziune a acestui voltmetru are valoarea calculată prin diferența 2 minus 0 volts împărțim la 10 diviziuni. 2 împărțim la 10 este 0,2 volts. Iar acum e momentul în care acul indicator al voltmetrului va indica o anumită tensiune, noi vom putea citi indicațiile de pe scară. În continuare vă propun să rezolvăm probleme cu aplicarea conceptelor definite anterior. Deci prima problemă, când figura alăturată este reprezentată în scara unui voltmetru, trebuie să determinăm valoarea unei diviziuni, valoarea tensiunii indicate de voltmetru, tensiunea maximă care poate fi măsurată cu acest voltmetru, lucrul efectuat la trecerea prin voltmetru, a sarcinii de 5 culori. Deci în datele probleme vom nota sarcina transportată 5 culori. Mi se cere să determine valoarea unei diviziuni cu 0, valoarea tensiunii indicate de voltmetru cu valoarea maximă a tensiunii care poate fi măsurată cu acest voltmetru cu maxim și, în punctul D, lucrul efectuat la transportarea sarcinii de 5 culori. Pentru a determina valoarea unei diviziuni, vom alege acele două linii, gazul dat U1 egal cu 10 volți, U2 egal cu 20 volți, numărul de diviziuni între 10 și 20 este 5, deci respectiv putem determina valoarea unei diviziuni cu 0 din U2 minus U1 sub cavitate, sau U0 este egal cu 20 volți minus 10 volți împărțim la 5, deci vom obține 10 împărțit la 5, 2 volți. Privind atent voltmetrul din imagine, vom constata că acul indicator este în dreptul diviziunii 13 sau 10 plus 3 diviziuni. Astfel, indicația voltmetrului poate fi scrisă în următorul mod: 10 volți plus 3 diviziuni înmulțit cu valoarea unei diviziuni sau egal cu 10 volți plus 3 înmulțit cu 2 volți egal cu 16 volți. Deci voltmetru indică acum o tensiune egală cu 16 volți. Valoarea maximă a tensiunii o luăm de pe scara acestui voltmetru, deci presupunem că la noi voltmetru este conectat la borna 0 și borna 50. În acest caz, tensiunea maximă este egală cu 50 volți. Obținem din formula tensiunii lucru împărțit la sarcină, deci lucrul va fi egal cu sarcina dimulțită a tensiunii. Puteți obține această relație aplicând triunghiul de memorizare. Substituim valorile numerice, vom obține lucrul egal cu 5 culori, dimulțit cu 16 volți. Un rezultat de 80. Următoarea problemă. La capetele unui conductor este aplicată o tensiune de 1,5 volți. Determină sarcina electrică ce a trecut prin conductor dacă lucrul câmpului electric este egal cu 12 joule. Să se află cu cât trebuie să crească tensiunea aplicată la capetele conductorului pentru a transporta aceeași cantitate de sarcină,
Timpul electric, efectuând un lucru egal cu 36 de joule. Pe dată de probleme, vom nota. Tensiunea, 1 egală cu 1,5 volt. Lucrul efectuat, L1, este egal cu 12 joule. Cantitatea de sarcină transportată în primul și în al doilea caz, 1 egal cu 2. Lucrul în cazul al doilea este egal cu 36 de joule. Trebuie să determinăm, în primul caz, cantitatea de sarcină care a fost transportată și în cazul B, cu cât trebuie modificată tensiunea. Punctul A. Din formula tensiunii lucru împărțit la sarcină, vom putea exprima cantitatea de sarcină, Q, egală cu lucru împărțit la tensiune. Folosind valorile pentru primul caz, vom calcula cantitatea de sarcină transportată în primul caz. Q1 este egal cu lucru 1, 12 joule. Împărțim la tensiunea 1, 1,5 volți. Calculând, obținem o cantitate de sarcină egală cu 8 coulombe. În cazul B, pornind de la faptul că cantitatea de sarcină transportată este aceeași, și ținând cont de faptul că sarcina este egală cu lucru împărțit la tensiune, putem scrie lucru 1 împărțit la tensiunea 1 este egal cu lucru 2 împărțind la tensiunea 2. Exprimăm tensiunea 2, care va fi egal cu produsul dintre lucru 2 tensiunea 1 și împărțim la lucru 1, substituim valorile numerice și calculăm tensiunea în cazul al 2. 36 de joule, înmulțim cu 1,5 volți și împărțim la 12 joule. 36 împărțit la 12 e 3, înmulțim cu 1,5, deci obținem un rezultat de 4,5 volți. Astfel putem calcula cu cât s-a schimbat tensiunea, diferența U2 minus 1. Deci delta U va fi egal cu 4,5 volți minus 1,5 volți. Deci delta U este egal cu 3 volți. Astăzi, la lecția de angeleri, am definit conceptul de tensiune, instrumentul cu care putem măsura tensiunea electrică cu magnetul. Am aplicat acest concept în rezolvarea problemelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bine!